de vorbă cu domnul Laszlo Diosek. Bună seara, felicitări pentru victorie. Bună seara, mulțumesc mult. Vedeam o declarație a lui Roland Nitzschwyk că cea mai mare victorie din istoria clubului. Sunteți de acord sau? Da, sunt de acord. Da. De când suntem în Conference League de 2 ani, asta spun, asta este a treilea an, niciodată n-am câștigat în deplasare cu 2-0. Și cred că CSKA Sofia nu trebuie să vorbim, are un trecut glorios și ce are în momentul de față, are un buget dublu față de Șapci Uașca și cred că este o mare victorie pentru tot fotbalul românesc, nu numai pentru fotbalul din Sfântul Gheorghe. Cum apreciați șansele de calificare în acest moment? Acum, chiar dacă trebuie să fim realiști, trebuie să spunem că avem cel puțin 75% șansă, fiindcă 2-0 de deplasare. Și cine a văzut meciul, a văzut că am controlat meciul autoritar și a fost mai bun. Asta nu înseamnă că când jucăm cu CSKA Sofia acasă, o să credem că deja suntem calificați. În niciun caz, dar avem prima șansă. Acum trebuie să spunem realist că avem prima șansă. Liviu Ciobotariu, a fost, bănuiesc, bucurie mare după meci, inclusiv în vestiar. Probabil că emisiunea lui Liviu Ciobotariu o să păstreze puțin luciditatea echipei. Eu cred că Liviu Ciobotariu are deja experiența și o să spună la fel la jucător ceea ce am spus eu la stafful nostru, că meciul încă nu e jucat, deci calificarea încă noi nu suntem calificați, dar am fi ipocrit să spunem că nu avem prima șansă. S-a văzut tot meciul, am avut ocazii enorm de mari și după 2-0. Deci dacă Ninai sau Damașca marca, am avut două bări. Da. Dacă marca unul dintre ei, puteam să câștigăm cu 3-0. Dar o să fie un meci reușit la Sfântul George, dar ne bazăm pe aportul publicului. Cred că s-a bazat și CSKA Sofia pe același lucru, dar nu prea a funcționat. În fine... Da. Funcționează în primul rând momentul și valoarea, momentul prin care trece echipa și valoarea echipei. Și Șepși arată bine în continuare, cu toate că a schimbat antrenorul. Dar vreau să vă întreb dacă înțeleg că ați avut ceva probleme în tribună? Da, din păcate noi am fost sus acolo la VIP și normal că ne-am bucurat la golul nostru și suporterii CSKA au aruncat cu sticle, cu tot felul de... nu știu cum să spun, cu brichete și așa mai departe, a trebuit să mergem mai sus cu 3-4 rânduri, fiindcă n-au digerat victoria echipei noastre. Și, din păcate, acest lucru nu este benefic fotbalului bulgar și fotbalului CSKA Sofia, fiindcă, chiar dacă pierzi, nu este un lucru bun să arunci cu brichete sau arunci cu apă și așa mai departe. Chiar a trebuit să mă ferez de 2-3 ori ca să nu fiu... să nu fiu rovit de o sticlă de apă și așa mai departe. Vi s-a strigat inclusiv ce se mai strigă, mă rog, hai să zicem, echipelor românești, țiganii, exact. Țiganii. Deci hai să spunem lucrurile pe nume, au strigat tot stadionul țiganii, țiganii. Asta nu este în regulă în 2023. Cred că UEFA o să autosesizeze și o să primească și ei ceea ce merită, fiindcă este inadmisibil să fie rasism, xenofobie și așa mai departe. Da, dumneavoastră sau clubul dumneavoastră face vreun demers în sensul acesta? Sau... Nu m-am gândit, e prea devreme să ne gândim la așa ceva. Ideea e că ar trebui să apară în raportul observatorului chestiunea asta, nu? Exact. Eu cred că UEFA trebuie să autosesizeze, fiindcă 12.000 de oameni când strigă ceva, n-au cum să ascunde... Dacă ar striga 2, 3, 4, 10, 20 de oameni, atunci se poate să spune că a strigat numai o parte, dar a strigat tot stadionul și nu este în regulă. Noi, fotbalul e odată câștigi, odată pierzi. Și eu așa consider că astăzi am meritat victoria. Trebuie să și recunoaștem că după fierul final al arbitrului, din 12.000 de spectatori, 3-4.000 a aplaudat echipa noastră fair play. Super. Ionuț Bada vrea să vă adreseze o întrebare. Bună seara, domnul Dioseghe. Felicitări. Și vreau să vă întreb dacă mai aveți gânduri pentru transferuri. Și dacă da, este Sepsi pregătită anul ăsta să încerce mai mult decât un obiectiv de play-off? Mai completez eu întrebarea, domnul Dioseghe. Da. Mai devreme Ionuț Bada se pronunța că ai nevoie de cineva acolo la Șafranco, la vârf.
Da, avem un DBU care în 2-3 săptămâni o să revină și cred că atunci o să avem 3 atacanți valoroși. E vorba de Șafrancu, e vorba de Rondon și o să revină și TPU și atunci eu așa consider că nu mai avem nevoie de atacanți. Ok, la alte transferuri vă mai gândiți? Da, un singur jucător mai avem nevoie după ce a plecat Tomáš Marc la Neftchi Chibaku. Uh-huh. Dar nu este urgent. Până în 4 septembrie mai avem timp berechet și să vedem ce se întâmplă mai departe. Și partea cealaltă a întrebării era legată de dacă vă puteți propune mai mult decât play-off. În momentul de față eu cred că ar fi suficient play-off-ul. Depinde cu câte puncte intrăm în play-off, dar eu sunt sincer de fiecare dată și pot să spun că nu avem noi nici buget și nu avem nici echipă să ne batem la campionat. Dar asta nu înseamnă că nu vrem să mergem cât mai sus. Eu așa consider că dacă am reușit să acapărăm locul 3, să intrăm pe podium, cum se spune, pentru noi bronzul e ca și aurul pentru alte echipe. Da, mă gândeam să vă întreb ceva de următorul adversar, dar haideți să nu vorbim despre următorul adversar. Nu, e prea devreme, încă mai avem joia viitoare un meci, încă nu suntem calificați. Trebuie și jucători să fie conștienți că încă nu s-a terminat bătălia, dar trebuie să și recunoaștem că pornim cu prima șansă. Deci avem 75%, asta e părerea mea personală, și ce am văzut astăzi chiar e bine, dar e bine să jucăm în așa fel încât trebuie să ne calificăm și să mergem în turul 3. Aveți un comentariu de făcut legat de toate rezultatele echipelor românești în această fază a competiției? Nu. Eu aș fi foarte bucuros să ne calificăm toți 4. Fiindcă este benefic pentru fotbalul românesc și cu cât mai multe puncte aducem pentru România, anul viitor cu atâta o să fim mai sus. Deci am văzut că Favra a câștigat cu 3-2, da. Are prima șansă. CFR a făcut 2-2, o să fie acolo 1-1, o problemă. 1-1. Sau 1-1, scuzați-mă. Da. Acolo o să fie probleme, fiindcă fotbalul turcesc e peste fotbalul din România, trebuie să recunoaștem. Dar asta nu înseamnă că nu are șanse CFR Cluj. Aș fi foarte bucuros ca toate cele 4 echipe să mergem mai departe și să ducem teagul cât mai sus. Mulțumesc mult pentru intervenție, felicitări încă o dată pentru victorie. Sper să vă putem felicita pentru calificare ceva mai peste o săptămână. Numai bine! Da, hai să vedem ce spune Mario Camora, capitanul CFR-ului, după acest 1-1 cu Adana Demirspor. Bună seara, Mario, care este prima ta impresie după primul meci în preliminariile europene? Un 1-1, un rezultat decent. Da, bună seara. Da, un rezultat poate zicem echitabil. Noi am avut o primă repriză, părerea mea, foarte bună. Repriză 2, au avut și câteva ocazii, o echipă de calitate, dar și noi am avut. Dar, până la urmă, zic că a fost un meci bun, cu o echipă bună și păcat. Păcat că repriză 2 s-au văzut că a scăzut echipa, a scăzut fizic, câteva jucători care nu au ritm de joc. Dar, până la urmă, zic că a fost un rezultat echitabil și bine că rămânem cu speranță să ne calificăm mai departe. Așa, inițial, când ne uitam înainte de meci, spuneam că diferența este foarte mare. Aveau vreo 8 jucători de națională prin echipă, plus superstaruri, dar pentru voi în teren nu cred că s-a simțit diferența asta. Da, au contat și eu zic că au contat și că noi am făcut deja 2 meci înainte de meci asta, 2 meci oficiale. Eu au avut numai, cred că, două meci amicale, ce am analizat noi. Dar cum am spus, da, o echipă bună, o echipă puternică. Sperăm să reușim o calificare în Turcia. Va fi un meci foarte greu. Cu siguranță va fi un stadion plin, că prima dată că ei să merge în competiție europene. În campionată, câteva meci care am văzut noi de analiză. Stadionul deja era plin și eu cred că va fi și la fel. Va fi o atmosferă foarte frumoasă, dar pe care trebuie să fim pregătiți pentru acest meci. Timp de 60, poate chiar mai bine, ați avut 5-6 ocazii destul de bune. Echipa a arătat bine ofensiv cât a putut să se lupte de la egal la egal fizic. Ți se pare că CFR și-a făcut așa un upgrade din punct de vedere ofensiv în sezonul ăsta la ceea ce am văzut cel puțin în acest meci?
Da, dar și sezonul trecut noi am făcut multe goluri. Problema în trecut a fost că noi am primit și mai mult decât era normal, anii anterior când am fost campion, nu? Că în sezonul trecut noi am dat și multe goluri, dar, cum a spus, am dat gol, mai am avut după 2-3 minute avem și încă ocazia lui Mâine, care putea să se înscrie, mai am avut câteva ocazii, dar cum am spus, nu, acum să zicem că noi meritam victorie pentru prima repriză, da, dar să joacă 90 de minute și trebuie să fim sinceri și au avut câteva ocazii de gol. Optimist pentru retur, mai ales că și adversarul din turul 3 pare să fie nu neapărat ușor, dar puțin mai accesibil decât acesta. Da, s-a văzut, nu mai există meci ușor, dar suntem optimiste, rezultatul și joc de această seară trebuie să ne dai optimism pentru meci din Turcia, dar acum trebuie să recuperăm, că avem deja un meci important duminică cu Craiova, o echipă foarte bună, au schimbat și antrenori și trebuie să fim pregătiți să continuăm linie de victorie cu 3 meci, 3 victorie.